Salutare, prieteni, și venit pe Black Tiger. Au venit la un episod de Farming Simulator 22. Astăzi o să vreau să mai fac niște progres în fermă. Am aici acest palet de salată. Și totodată vreau să verific pisera asta. Ok, are un singur palet momentan, apă mai are. Asta, din ce văd, produce mai mulți paleti decât ceramică și probabil pe viitor ceramică o să înlocuiesc cu una mare. Ok. Bun, după care nu uit un pic la animale. Mai am aici niște oi care s-au înmulțit. Mai am încă mâncare și e ok. Vacile, am mâncare, mai am ceva apă. Și la pubertate astea la 27%. Ok. Am aici un tractor șmecher, dar un iuțfar, nu este al meu. Este obținut dintr-un contract. L-am folosit un pic să îmi fac treaba pe aici, pe la fermă. Pentru că am cosit iarba toată și am făcut silici. Așa sunt baloții de silici. Și vreau un pic să mă uit să vedem prețul la silici, cum este. Este 180 în luna februarie, ci că se vinde cel mai bine, nu suntem în octombrie. Ok, atunci o să-l vând eu mai încolo, probabil, sau dacă nu chiar acum. Dar cred că o să-l vând acum. Ok, aici am asta și jos la animale vreau să mai locuiesc niște utilaje închiriate. Hai să și vedem ce utilaje închiriate am. Am asta de întors fânul, ok, am asta care cred că costă și ea ceva. Ok, mergem aici. A, este 30.000, ok, nu ne permitem asta. Presă de barutat în niciun caz. Mașina de întors fânul. Asta e 7.000, ok, asta o să ne-o permit, am permis și asta cu de 8.7 metri, care mă tentează să o iau, dar sau asta de 9 metri. Da, mă tentează, nu știu exact ce să fac, hai să vedem la reduceri ce avem. Da, nu este, nu avem nimic de bugetul nostru. Ok, mai am, asta am zis că nu. Hai să duc un pic siliciu. Să vând baloții ăștia. Să mai facem niște bani, să vedem cât obțin și să văd un pic după aia, mai fac planul. Ok, deci nutrețul silozat este la 180 la comerciant de animale. Așa nu cred că o să crească cu enorm de mult prețul în continuare la în luna 8, februarie. Deci eu zic că este ok. Cam așa arată acest iuțfar din interior. Are și o fereastră care se deschide.
Da, este un tractor foarte bun. Mi-ar fi plăcut să-l am o fermă pentru că lucram mult mai repede cu el, dar o să trească să termin și eu terenul și să... Pardon, o să termin de dat terenul ăla de la contract, te dau asta înapoi, dar aș mai ține practic și pentru luna următoare. Sper că luna următoare pot să mai fac niște silici, că aș mai face niște silici. Ok. Nu știu, nu prea înțeleg în ultima vreme ce se întâmplă cu Farming Simulator ăsta, că dacă mă uit la FPS-uri, am 50 și ceva. Aveam constant 60 ceva de FPS-uri în joc. Ultimele update-uri au modificat ceva, sincer, nu știu. Acum aici ar fi 60. Când e 60 se mișcă foarte fluent. Dar când scade sub 60, undeva la 50, 40, de 40-50, are un fel de drop frame. Sincer, nu-mi dau seama de ce. Oarecum un fel de drop frame. Dar se simte, e un pic mai încet jocul. Nu știu sincer de ce, dar mie nu mi se pare normal să se întâmple asta, pentru că un joc ar trebui să se miște bine și la 30 FPS-uri. 3... Da, 3 jumate. Am făcut 3000 ceva de euro. Da, nu e chiar o sumă care să mă cânte, sincer. Cred că parcă puteam undeva la 7000, dublu, dacă nu. Da, obțineam dublu de suma asta, iarna. Cred că mai bine stau și mai fac la iarnă niște... De fapt, mai bine vând la iarnă. Acum problema mea este următoarea, chiar dacă eu dau timpul pe rapid, adică dacă îmi dau pentru ziua următoare, luna următoare mai bine zis, o să-mi ia din articolele astea închiriate, utilaje închiriate și îmi ia destul, mai ales că am valutiera care e destul de scumpă. Și da, chestia e că mie mai trebuie iarbă. Uite, hai să și încercăm. Nu știu exact dacă cumva vacile pot mănânce, poate să mănânce niște nutrieți utilizat. Hai că sunt curios să văd. Urcă, urcă. Urcă că... Urcă deoarece are un motor bun. Hai să iau doar un bine asta, un balot. Ok. Bine, am luat doi, în fine. Hai să vedem dacă... Dacă faci de iau astfel de... Care ar fi super. Pentru că oricum eu trebuie să mai fac niște fân. Nu mai am unde momentan. Nu mai am iarbă unde să fac fân. Și apropo, dacă doriți să aruncați un ochi pe canal la seria de roleplay și ați arătat niște suport sincer, aș fi enorm de bucuros.
pentru că e o serie la care e foarte bun de muncă. Să faci un roleplay nu este chiar așa ușor. Trebuie o poveste, un scenariu făcut. Deci, sper să vă placă. O să vină în curând un episod cu roleplay, dar trebuie să mai lucrez un pic la scenariu. Mai am câteva idei momentan, dar trebuie să le transpun acolo. Ia să vedem. Nu. Nu-mi zic că nu. Ba da. Portă. Cred. A luat la fân. Și total e maxim. Cred că la fân a luat. Nu mai țin minte înainte cum aveam, dar e, cred că e ok. Știu că nu aveam parcă la maxim. Hai să iau asta. Să ridic, să duc înapoi sus și să iau niște apă. Pentru că ele au nevoie și de apă. În curând sper să reușesc bani să iau și celelalte lucruri de care am nevoie pentru vaci. Cum ar fi slurry și ăla pentru îngrășământul solid. Natural, mai bine zis. Ok, am să las asta aici. Și iau țerna pentru a aduce niște apă. Uite, trebuie să testez și la whey. Dacă cumva acceptă nutrițiunea silozat, că dacă l-ar accepta ar fi super, pentru că așa aș da o remorca asta de remorca de adunat iarbă, să spun așa, și aș mai ține doar viitoarea care e a mea, n-aș mai ține nici asta de întors până să fac până. Ar fi mult mai super. Că n-ar mai plăti atât de mult la chirie. Aș avea doar barotiera până mi-aș permite să o cumpăr. Ia să-i dăm niște apă. Super. Le cumplăm și lăsăm aici. Era cum statusul l-a făcut în lansul este super. Este bine. Și avem lapte de 6 tone. Ok, hai să... Apropo, laptele. Cât se vinde laptele în prezent? Ok, nu e cine știe ce, dar... Vreau să mă uit un pic la brânză. 1800. Și nu la ianuarie. Deci, practic, o fabrică de brânză, cât ar costa? Producție, fabrici... Fabrică de lactate. Așa. Asta ce e? Trebuie zahăr sau care-i faza? Fabrica de lactate. Da. Trebuie zahăr. Asta e că nu am zahăr. Și nu știu exact dacă pentru brânză trebuie zahăr. Dar nu cred. Cred că trebuie doar lapte. Ia să ne uităm pe hartă. Vedem unde avem o fabrică de lactate pe aici.
Fabrică de lână, ok. Da, mă, am și lână, vezi? Am și lână de la oiță, uitasem. Ok, asta e ceea ce am eu. Și cam atât în partea asta. Da, nu am o fabrică de lactate. Era o fabrică de lână undeva. Să văd pe unde. Ok, fabrică de lână, hai să vizităm un pic. Cumpără punct de producție care costă 60.000. Păi, n-ar fi chiar așa extrem de scump. Nu știu exact fabrica de lână, ia să vedem. Fabrici. Ok, fabrică de lână. Trebuie și bumbac și lână. Sau doar lână. Cred că doar lână. Cred că doar din lână poți să faci și haine. Deci asta e 60.000 și fabrica de lactate e 70.000. Fabrica de lume. Cred că mi-adun bani să-mi iau fabrica asta. Da, e fabrică de lână. Dar eu aș putea. Exact 60.000. Ok. Nu pune pe gânduri să iau fabrica asta. Hai să vedem ce contract mai avem. Ok, avem de recoltat. Și cred că o să iau. Da, cred că am să iau. Ok, asta o să și fac. Bun. Asta e planul. Bun, am lăsat asta aici. Hai să merg eu să. O să fac 60.000 ca să-mi cumpăr fabrica de lână. Asta e planul. Hai să mergem la magazin. Momentan, animalele noastre au tot ce trebuie acolo. Deci este ok cu ele. Și având în vedere că am contractele astea, am de recoltat, dacă le fac pe toate ar fi 6, 10, 14.000, mă rog, mai multe 14 o să fie, cu 20 o să fie 64 de mii și ceva de euro, poate mai bine. Deci, așa încet m-aș apropia de 60 de mii. O să mai trească să lucrez mult, având în vedere, bine, mai am și paniere care trebuie să o vând, mai am și acea salată, care o să se mai facă până în luna decembrie. Cred că la sfârșitul anului reușesc să iau și fabrica de lână. Da, asta e planul. Ce bine de știut. Fabrica de lână. Pentru că fabrica de lactate e mai scumpă, dar o să o iau și pe aia pe viitor. Știu că o să-mi trăiască și oi mai multe, dar sper să scot ceva din tot ce investesc. Dacă nu mult, dacă nu o să scot un profit mare acum, cu siguranță pe viitor o să fie mai mare. Să fie pe aici.
mă gândesc că poate și din cauza la niște moduri se întâmplă să nu mai fie jucul prea așa fluent. Nu știu, eu am de exemplu modul ăsta cu Picasso, care cred că am să-l scot. Ăla 100% folosește ceva funcție de actualizare sau nu știu exact cum e făcut și poate consumă ceva resurs. Cred. Nu știu exact. Poate testez. Ok. Bun. Păi hai că terenul ăsta nu pare să fie așa mare și până atunci o să iau și contractul ăsta. Așa. În care ce trebuie? Păi vreau în felul următor. Să recoltez sfeclă de zahăr. Bun. Păi. Sfeclă de zahăr. Stai, ce? Asta se pune la trator. Chiar n-am făcut. Uite, asta e interesant, că n-am făcut cu asta. Ok, interesant. Interesant. Și mi-a dat două remorși. Ok. Hai să vedem. N-am făcut sincer niciodată, deci sunt curios. Am făcut doar cu din asta, combina, dar nu cu actor și care sunt curios. A, nu, asta e de la... ok. A, nu, deci așa... A, așa trebuie la sine. Ok. Bine. Păi atunci o să fie în felul următor. Lăsăm asta jos. Îi dăm un... Asta e că nu-i bine, domnul, ce faci? Cam așa ceva. Nu? Cred că e ok. Și asta ce face? A, lasă sfecla jos. Ok, am înțeles acum. Deci asta lasă sfecla jos și eu cu ăsta la podul, nu? Cred că așa e. Stai mă. Cred că trebuie să dau înapoi. Da, nu-i bine. E bine, din păcate, pentru că eu nu am lăsat, dar n-am lăsat ăsta jos. Și abia acum. Da, acum îmi pune. Ok, super, deci așa, ok. Hai să vedem să descurcăm asta. Da, pare că se descurcă, atunci o lăsăm și mergem noi să ne continuăm munca aici. Ce repede se umple. Pe atunci o să trească să mă duc să iau ăsta, că nu... Da. Va
Vai, sper să nu fie remorcă din aia care se... cu direcție proprie, că ce prostesc. Ah, ok, asta nu e cu direcție proprie. Deci, ar trebui cumva să pot să o atașez mai ușor pe la remorca din spate. Da, încă nu. Mai încercăm. Așa, bun. Și acum îmi dau remorci. Super. Hai să mergem să ducem acolo, că ăsta deja are 85% și... Ah, un John Deere. Ok. Interesant. Frumos John Deere-ul ăsta. I like. Așa. Da, s-a încărcat deja, deci se încarcă foarte repede. Hai să îl descarc. Wow, dar asta nu-mi ia din față. Oh, doamne, AI-urile astea. Cred că este greu să... Cred că e greu să întorc acolo. Aha, stai, o să fac eu. Ce rămâne? Bun, am să las asta aici și mă întorc înapoi în asta să continui. Oricum, banii care îi dau la lucrător automat, la ajutor, o să-i recuperez liniștit. Nu cred că o să facă mare pagubă. Ce face asta? Mister, ce faci? Aș. Bă, de ce te-ai prostit? Te rog frumos. Așa, dobu. Ce faci mai de jucăm? Sau facem treabă? Ok, păi, dragi prieteni, eu am să continui aici și noi o să ne revedem într-un viitor episod unde sper să am mai mulți bani, din ce văd a început și ploaia. Vreau să iau fabrica de lână, deci sper în maxim 2 episoade, dacă nu cel puțin unul, să și reușim să iau fabrica asta. Și da, până atunci o să ne revedem cu bine într-un viitor episod. Aveți grijă de voi, multă baftă, toate cele bune, bye bye!